Deci, acum 25 de ani, am văzut niște imagini cu Revoluția Română. Mi-a crescut inima atâta. Deci, dar atunci se striga pe străzi o chestie pe toată Revoluția. Libertate, libertate. Dar copiii mei ne lasă, mă, e o libertate totalmente nu există. E o declamație cumplită, dar e așa ca un instinct, puter, fără libertate. Dar nebuniseră aia. Și era revoluție special de bărbați. Eu nu striga nimic, stăteam și mă uitam. Și tăcea pe trei. Acum, dacă să-mi face ceva, niște demonstrații, niște asta, le-a sugerat la ăștia. Atâta să strige și să poată fa care respect cu semnul exclamării. Respectul ți poți câștiga. Cumva. N-ai nevoie de altceva. Oriunde altceva, o iluzorie, iubire, o poți câștiga. Dar e iluzorie. Respectul ți-l poți câștiga pe anumită perioadă de timp. Poți să-l pierzi. Dar și oarecum nu este ideea mai mult. Ideea la mulți, știi? Gândesc, dar nu se exprimă. Atât, respect. Și atunci am subconștientul căruia, lui ăla care te adresezi, tu ceri respect și arăți că respecti cu un singur cuvânt. Respect!